Producția de carne de porc a județului Mehedinți a scăzut de aproape 3 ori în prima lună din acest an. Conform Institutului Național de Statistică, în luna ianuarie s-au sacrificat peste 300.000 de porci, de 3 ori mai puțin decât în anul 2020. În luna decembrie, consumul de carne de porc crește considerabil. Cu toate acestea, pesta porcină africană a afectat foarte mult producția. În România, cea mai consumată carne este cea de porc. Însă, din păcate, 30% din producția de carne este internă, iar restul este de import. Referitor la impactul pestei porcine africane asupra producției de carne de porc, în luna ianuarie, producția de carne de porc a României a scăzut de aproximativ 3 ori. Dacă în decembrie 2020 aceasta ajunsese la 82.046 de tone de carcasă, în ianuarie 2021 s-au înregistrat 27.617 tone de carcasă. Conform Institutului Național de Statistică, în prima lună din acest an s-au sacrificat 305.000 de porci, de 3 ori mai puțin decât în decembrie 2020, și anume 893.000 de capete, o lună în care consumul de carne de porc crește considerabil. În România, cel mai consumat tip de carne este reprezentat de carnea de porc. Din producția internă este acoperit în procent doar 30% din consum, restul provenind din importuri, în special din schimburile intracomunitare. La nivelul județului nostru, producția de carne de porc a scăzut foarte mult din cauza pestei porcine africane.